a murit Silviu Prigoană, înecat cu mâncare într-un restaurant din Bran. Silviu Prigoană a murit după ce s-a necat cu mâncare și nu a mai putut fi salvat. Decesul a avut loc în mod subit, în timp ce lua masa, la un restaurant din Bran. Cunoscutul om de afaceri și politician s-a necat și s-a sufocat cu mâncare. Potrivit informațiilor noastre, cauza decesului ar putea fi și un infarct. Prigoana avea probleme cu inima, a avut stenturi și în fiecare an se ducea la cardiologie în Germania, pentru control. Silviu Prigoana a murit inecat cu mancare într-un restaurant din Bran. Prigoana lua masa cu niște apropiați, într-un restaurant din Brașov. Silviu Prigoana a murit inecat cu mancare într-un restaurant din Bran. Era la un restaurant în zona Craiului, Bran. I s-a făcut rău. Medicii au ajuns imediat la fața locului. I-au efectuat manevrele de resuscitare, însă, în zadar. A început să tușească foarte rău, a picat, s-a prăbușit la pământ, spun martorii. Nu este exclus ca prigoană să fi suferit un infarct. Copiii mei au rămas fără tată. Sunt în stare de soc. Nu pot să vorbesc, e tatăl copiilor mei. Din păcate, e trist pentru că ai mei copii au rămas fără tată. Nu am vorbit cu el ani de zile. El refuza să vorbească cu mine, din păcate. Îmi pare rău, i-a transmis Adriana Bahmuțianu, fosta soție. Silviu Prigoană este nașul copilului meu. Acum am aflat, e șoc. Nici nu știu ce să spun. Am fost împreună, cu copii, la nunta lui Horia Ivanovici acum câteva săptămâni. Bebe voia să meargă sâmbătă la el, este nașul copilului meu. Am râs, ne-am ținut în brațe, mi-a dat mesaj să-l aduc pe Laurențiu Ger la el sâmbătă. Am înțeles că a făcut infarct. Nu știu nimic. Adriana nu mi-a răspuns. Mihaela nu răspunde. Nu pot să iau legătura cu nimeni. Nu știu. Nici n-am știut că era la Bran, că era plecat. Știu doar că sâmbătă trebuia să meargă la București. A declarat Ana Maria Prodan. Cine a fost Silviu Prigoană? Silviu Prigoană urma să împlinească 61 de ani peste doar câteva săptămâni, în data de 22 decembrie. De-a lungul timpului, Prigoană a investit în compania de salubrizare Rosal. De asemenea, în media, a fost patronul realitatea TV, etno TV, taraf TV și fanatic. De asemenea, a avut acțiuni la Taifasuri, Manele Feme, Jazz Feme, Etno Feme și retele. În perioada 2008-2012, Prigoana a fost deputat PDL. În 2012, Prigoana a candidat pentru primăria capitalei, dar nu a avut succes. Silviu Prigoana a fost căsătorit cu prima sa soție, Viorica, care a decedat la doar 30 de ani, în 1994. Din această căsătorie are doi fii, Honorius și Silvius. Silviu Prigoana s-a căsătorit a doua oară cu Adriana Bahmuțianu, cu care a avut o relație tumultoasă. Din care au rezultat numai puțin de cinci divorțuri. În urma relației cu Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțianu a născut doi băieți, născuți în 2007 și 2010.